Valentina se plimba prin piață în căutarea unor răsaduri bune de roșii. Ea a căutat peste tot, dar era mereu nemulțumită de preț. Apoi, o femeie în vârstă i-a atras atenția. Avea și ea ghivece cu răsaduri de roșii. Apropindu-se, Valentina a fost aproape uimită. Aceasta s-a dovedit a fi soacra ei. Doamna Irina, ce faceți aici? Ea s-a ridicat de pe scaun și a răspuns liniștită, după cum vezi, vând răsaduri. Am vândut aproape tot. Dar tu ce? Nu mi-ați recunoscut. Ei bine, îți mulțumesc. Voi trăi mai mult. Apropo, cum o mai duci? Valentina a ridicat din umeri. Păi, la fel. Doar că copiii au crescut deja. Fica a absolvit universitatea, iar fiul tocmai a intrat la colegiul tehnic. Soacra a adunat restul răsadurilor și a chemat-o după ea. Hai să mergem la stația de autobuz. Dacă tot ai venit aici, mai e timp. Nu-ți face griji pentru roșii, mai am câteva săpături acasă. Eu n-am plantat prea multe. Așa, doar ca să mănânc vara. Nepoții, așa după cum bine ai spus, au devenit adulți și nu mai au timp să vină la bunica. Doamna Irina nu a făcut niciun reproș. Ea doar și-a exprimat părerea. Însă Valentina a replicat: Păi ei își fac studiile. Nu prea au timp liber. Sunt de acord ca copiii să vină la dumneavoastră soacra a zâmbit șmecherește. E corect ce spui, iar studiile nu le permit să se relaxeze. Dar mai știu și că ne poți o vizitează pe mama ta. Se pare că pentru ea au timp, iar ei sunt fericiți să meargă acolo. Irina avea un caracter dificil, iar Valentina nu s-a certat cu ea. Când soțul ei era în viață, a fost nevoită adesea să-i asculte reproșurile. În același timp, soacra ei a învățat-o foarte multe și, dacă nu ar fi fost ea, Acum Valentina nu ar fi mers la casa de la țară. Iar acest lucru este de mare ajutor atunci când legumele din magazin devin mai scumpe. De asemenea, soacra ei a învățat-o să fie economă, iar Nora economisește constant bani pentru zile negre. Păcat că n-a reușit să-i salveze fiul. Acesta s-a îmbolnăvit brusc, iar peste câteva luni a murit. Și după aceea, Irina nu a încetat să se îngrijească de familia ei. Probabil că asta a vrut să spună. Încet, au ajuns la stația de autobuz. Valentina a cumpărat ea însă și două bilete. O jumătate de oră mai târziu, soacra ei punea deja masa. Nu mă judeca, dar eu sunt o persoană ospitalieră. Nu te sfii și servește-te. Când ne vom mai putea întâlni așa? Valentina se simțea rușinată că uitase de doamna Irina. Scuzați-mă că nu vă vizităm des. Dar mama mea a fost foarte bolnavă în ultima vreme și trebuia să am grijă de ea. Bătrâna a luat o înghițitură și a spus, ei bine, da, când Cuscra își aranja viața personală, nu s-a gândit la faptul că în curând toți bărbații o vor părăsi și nimeni, în afară de copii, nu o va mai ajuta. Soacra iarăși a nimerit la locul potrivit, pentru că ea într-adevăr a ajutat-o pe Valentina, în timp ce propria ei mamă călătorea prin orașe în căutarea fericirii. Peste ani, aceasta va avea nevoie de sprijin și își va minti de fica ei. Valentina a rupt o bucată de tortă și a întrebat cu vinovăție, ce faceți în acest weekend? Eu încă nu am sortat lucrurile răposatului meu soț. A trecut un an de când a murit, dar nu m-am hotărât să o fac. Sunt în dulapul meu. Poate veniți și dumneavoastră și îmi veți spune ce să păstrez și de ce să scap. Irina s-a gândit o clipă, apoi a răspuns, bineînțeles, o să vin la tine. Și nu te supăra pe cuvintele mele. Nu am vrut să spun ceea ce am spus despre cuscra mea. Ea este calmă acum și vă așteaptă ca o mană cerească. Apropo, Dumitru nu a abandonat pe nimeni. A ținut la toată lumea, iar tu știi asta foarte bine. Ați venit la mine când ați avut nevoie de mine. Și apoi, când a apărut o altă bunică, ați uitat drumul. Câteva ore mai târziu, Valentina s-a întors acasă. Așa cum îi promisese, soacra ei îi dăruise cele mai bune răsaduri de roșii numai că ea nu era mulțumită de asta. Și totul din cauză că Irina spusese din nou adevărul. Poate pe undeva și exagerat, dar în general avea dreptate și Valentina într-adevăr procedase nu chiar bine cu ea. Imediat i-a sunat pe copii și le-a spus să fie acasă la sfârșit de săptămână. Câteva zile mai târziu, soacra a venit să o ajute cu lucrurile. Tocmai în acel moment au sosit și nepoții. Bunico, nu te-am mai văzut de atâta timp. Valentina nu a mai rezistat, și a adăugat, firește. Și dacă va continua așa, nu să mă mai recunoști deloc. De acum încolo trebuie să o sunați măcar din când în când pe bunica Irina. Înțeleg că v-ați obișnuit cu mama mea, dar bunica din partea tatălui vostru nu a făcut mai puțin bine. Ce și-a făcut oare efectul? Reproșurile? Sau poate rușinea? Se pare că toate astea, plus un strop de compasiune. Valentina nu uitase cum o ajutase soacra ei erau momente în care salariul soțului ei întârzia să apară, iar Irina era cea care o ajuta, nu propria mamă. Aceasta era departe și la toate rugămințile fiicei sale răspundea așa, te-am crescut singură, așa că și tu te vei putea descurca. Valentina nu se aștepta că va veni momentul în care mama ei va cere ajutor. Observând răsadurile din ghiveci, soacra ei a întrebat-o, de ce nu le-ai plantat până acum? Nu-ți plac răsadurile mele? Trebuia să-mi spui asta. Nu i-aș fi scos. Ați înțeles totul greșit. Îmi plac răsadurile dumneavoastră, dar aș vrea să le plantăm împreună. De aceea v-am invitat și am rugat și pe copii să vină. Mâine vom merge la căsuța de la țară și ne vom ocupa de asta. Iar acum, haideți să încercăm să facem ordine în dulap. Copiii, fără prea mult entuziasm, au luat parte la asta, dar iată, Irina a pus fiecare lucru separat. Ce nu s-ar spune, dar acestea sunt amintiri despre fiul ei mă uit la această cutie și mă gândesc cât de mult a lucrat el asupra ei. La urma urmei, el nu și-a cruțat timpul, uneori și noaptea lucra. Valentina a adăugat, asta încă nu-i nimic, dar când am făcut împreună cu el o căsuță pentru fica noastră, nu ne-am odihnit deloc. Au fost vremuri și toate meșteșugurile s-au păstrat. Și mă gândesc că poate ar trebui să le ducem la vreun cerc pentru copii. Irine i-a plăcut ideea. Sunt de acord cu această idee lasă-i și pe alți copii să o facă. Acum, bineînțeles, sunt destule alte lucruri distractive de făcut, dar aceste jucării nu vor fi de prisos. Apoi fiica a venit la Valentina. Mamă, privește, am găsit niște scrisori. Sunt sigură că e vorba de o corespondență. Crezi că merită să o recitești? Valentina s-a uitat la tiancul de plicuri. Cele mai multe dintre ele nu aveau nicio adresă de retur, iar scrisul de mână era străin. În schimb, pe cele în care era trasată mâna lui Dumitru, toate datele erau scrise clar și ștampilate. Valentina a pus scrisorile într-o cutie. O să le citesc mai târziu, dacă voi avea timp. Acum nu am timp să mă ocup de ele. Soacra a observat entuziasmul ei și, când nepoții s-au dus în bucătărie, a întrebat-o în liniște: Nu vrei să știi adevărul? Nu fi timidă. Eu mi-am dat seama imediat că ești îngrijorată. Apropo, eu nu știu nimic despre aceste scrisori așa că sunt la fel de surprinsă ca și tine. Deci, dacă nu vrei să răscolești trecutul, poți să scapi de ele. Valentina a dat din cap în semn de acord. Nici eu nu vreau să le citesc. Soțul meu nu mai este în viață și de ce aș căuta adevărul în niște scrisori? Am avut încredere în el, ceea ce înseamnă că nu am dreptul să mă îndoiesc de el acum. Vom proceda în felul următor. Când vom merge la casa de la țară să plantăm roșiile, voi arde scrisorile în vatră. Totul a fost doar vorbe, pentru că Valentina nu s-a putut abține și a păstrat câteva plicuri. Le ales pe cele datate în ultimele zile, cu puțin timp înainte de moartea soțului. A doua zi, toată lumea s-a dus să planteze roșii și să respire aer curat. În timp ce Irina le arăta nepoților ei cum să facă o groapă și ce să pună în ea, Valentina a făcut un mic foc. Ea pregătise în prealabil scrisorile. S-a așezat pe o bancă și a început să le arunce în foc una câte una. Și cu coada ochiului urmărea ce făceau soacra și copiii ei. Când ei s-au întors, Valentina a pus scrisorile sub acoperișul băi, iar în foc a aruncat foile de hârtie mototolite. Atunci s-a hotărât că le va citi, ca să nu existe nicio ambiguitate între ea și răposatul ei soț. Irina era atât de absorbită de plantare, încât nu a observat nimic, iar când s-a apropiat, focul era aproape stins. Soacra ei și-a pus mâna pe umărul Valentinei. Iată că ți-ai purificat sufletul. Acum nu mai trebuie să te gândești că Dumitru a făcut ceva rău. El nu și-ar fi permis niciodată să înșele, dacă ți-a trecut prin minte așa gând. Eu, bineînțeles, n-am ținut nicio lumânare, dar sunt sigură de fiul meu. Irina încerca să reducă vigilența nurorii. Valentina și-a dat seama de asta când soacra ei a întrebat-o despre trecut. Cu siguranță că știe ceva, dar nu vrea să devină de notorietate publică. La căsuța de la țară, Copiii s-au distrat de minune. Se poate spune că s-au încărcat cu energie pozitivă pentru săptămâna care urmează. Seara, Valentina a ajuns acasă. Urma să se întoarcă puțin mai târziu pentru scrisori. Voia să știe totul cât mai repede, dar nu putea să o lase pe soacră să bănuiască ceva. Dacă aceasta și-ar fi dat seama că corespondența nu fusese distrusă, s-ar fi dus ea însă și să o caute, și ar fi fost sigură că o va arde. În afară de ea numai copiii puteau veni la țară, dar dacă se duceau vreodată acolo, era pentru a se aduna cu prietenii și a frige grătare, iar focul în baie ei nu aprindeau niciodată, așa că putea să nu-și facă griji cu privire la siguranța scrisorilor. Într-o zi, o veche prietenă a venit la ea dintr-o călătorie în străinătate. Valentina s-a bucurat nespus de mult, ce întâlnire plăcută, și eu care credeam că totul s-a terminat, că nu vei mai veni în orașul tău natal. Larisa a zâmbit și a spus: Nici vorbă! Asta e patria mea! Iar acolo doar mă odihnesc și îmi fac prieteni noi. După ce mi-l-ai luat pe Dumitru, eu nici nu am mai început să-mi caut un partener de viață. Nu, am bărbați, chiar din belșuc. Dar nu vreau să mă căsătoresc. Aceasta era Larisa, care cultiva imaginea unei femei căsătorite și libere. Valentina a decis să o întrebe: Spune, dar după ce Dumitru a început să locuiască cu mine, nu ți-a mai scris niciun mesaj de dragoste. Cine știe, poate că nostalgia și dorința de a-și testa sentimentele. Te implor. De îndată ce a început să locuiască cu tine, alte femei au încetat să mai existe pentru el, a spus prietena ei. El pe tine te adora, așa că liniștește-te. Dumitru nu avea amante. Cuvintele Larisei nu au convins-o, dar nu a mai exprimat acest subiect. Dar și-a dat seama că aceste scrisori nu erau de la prietena ei. Cel mai probabil, exista o altă femeie în viața răposatului ei soț. Și poate chiar mai multe. Timp de mai bine de o săptămână, Valentina nu a îndrăznit să citească scrisorile. A reușit să meargă la casa de la țară și să le aducă acasă. Erau zece scrisori și au fost scrise în ultimul an de viață al soțului ei. Dintr-un motiv oarecare, femeia a șovăit. Îi era teamă. Poate că nu voia să strice amintirea răposatului ei soț. În cele din urmă, Valentina și-a adunat gândurile și a început să deschidă scrisorile. A desfăcut-o pe prima cu un fior în mâini. Nu mai fusese niciodată nevoită să citească corespondența altcuiva, dar circumstanțele o obligaseră să o facă, pentru că voia să afle adevărul. Din prima scrisoare a aflat că numele misterioasei necunoscute era Ludmila și i-a mărturisit lui Dumitru că îl aștepta și că îl iubea foarte mult. De asemenea, i-a mulțumit pentru întrevederea cu mama lui, iar acest lucru era deja interesant. Se pare că răposatul ei soț a adus-o pe această Ludmila aici. Dar de ce ea nu a știut despre asta? Valentina s-a uitat la dată, iar răspunsul a venit de la sine. În acel moment, șefii ei au trimis-o într-o călătorie de afaceri pentru o săptămână. Dumitru a profitat de absența ei și și-a adus amanta. Femeia și-a spus în sinea ei, acum înțeleg de ce soacra mea nu a vrut atât de mult să citesc scrisorile. Ea știa totul dar a tăcut. Era ca și cum aș fi fost luată de proastă. În sinea ei, furia pe care o simțeam față de soacră o învăluia. Iar ea încă se prefăcea că este oița nevinovată. Vorbea cu atâta tristețe despre faptul că copiii mei nu o vizitau. Și bine făceau. Deși mama mea nu este un înger și s-a întâlnit și cu alți bărbați, dar nu a făcut-o cu un soț în viață. Creierul înflăcărat și furia cereau răzbunare, dar Valentina a hotărât să amâne călătoria la sua sa pentru a afla toate detaliile. În această scrisoare se mai vorbea despre un copil. Și nu era clar dacă era vorba de copii ei, sau dumitru își lăsa se amprenta. În orice caz, este necesar să aflăm și să dăm întregii situații o explicație logică. Doar două zile mai târziu, Irina a venit să o viziteze din nou. Valentina se gândea în sinea ei, asupra prinzătorului, și fiara leargă. Îi venea dorința de a spune imediat totul, dar a decis să-și verifice bănuielile. Soacra, fără să bănuiască nimic, s-a dus în bucătărie și a pornit fierbătorul. Valentina a strigat din sufragerie, faceți mi și mie o cafea, că mi s-a uscat gâtul. Nu poți să ți-o faci singură? De fapt, eu sunt oaspetele tău, a răspuns Irina. Valentina s-a hotărât să înceapă. Nu e mare lucru. Ați primit pe cineva, nu-i așa? și să nu spuneți că nu ați fost nevoită să turnați ceai sau să puneți masa. Cuvintele acelea o puseseră pe soacră într-o fundătură. Dacă nu mă înșeală memoria, zilele trecute ai fost la mine acasă și te-am servit. Nu mai e nimeni altcineva care să vină. În mod clar, bătrâna nu știa despre ce vorbește. Sau se prefăcea că nu știe. Valentina a adăugat, gândiți-vă la ziua de 3 septembrie, acum 2 ani. N-ați fost nevoită să primiți pe nimeni la dumneavoastră acasă? Soacra s-a încruntat. A fost cu atât de mult timp în urmă încât nu mă amintesc. E posibil ca cineva să fi fost musafir, dar de ce trebuie să știe asemenea detalii? Ca să văd de ce parte sunteți, a spus Valentina. Parcă vă plângeați că nu v-au vizitat copiii mei. Și apoi aflu că Dumitru a venit să vă viziteze chiar în acea perioadă. Și nu singur, numai nu-mi spuneți că nu vă amintiți nimic și că nu știți nimic despre asta. Această variantă nu va trece, la fel ca și faptul că ați încercat să-mi spălați creierul. Irina s-a prefăcut că vorbele nurorii sale sunt un mister pentru ea. S-a așezat pe canapia și a încercat să dea un sens la toate acestea. Vorbești de parcă aș fi vinovată de ceva. Da, e posibil ca fiul meu să fi venit pe 3 septembrie, dar ce schimb asta și ce legătură am eu cu asta? Valentina i-a înmânat un plic cu o scrisoare. Soacra a desfăcut foaia și a început să o citească singură. Apoi a pus-o deoparte și a spus, asta nu înseamnă nimic și nu te supăra. Chiar nu mă amintesc ziua în care Dumitru a venit cu o altă femeie. Tu știi că avea cheile de rezervă de la apartamentul meu, iar fiul meu putea ajunge acolo oricând. Apropo, pare mi se că voiai să scapi de scrisori, nu-i așa? Noi ne-am înțeles că nu vom mai răscol trecutul, dar asta pe dumneata nu te interesează cu cine a corespondat el, iar eu sunt soția lui. Așa că ar trebui să-mi dau seama cât de departe au mers aventurile lui. Poate că nu sunt singurele scrisori. Și acum există un teanc de scrisori pe undeva. Totuși, te sfătuiesc să arzi toate scrisorile. Nu de alta, dar vei mai inventa acuși ceva. Nu știm ce e în celelalte scrisori. Nu crezi că Dumitru nu le-a aruncat intenționat? De ce ar lăsa murdăria asupra lui în casă? Aceasta e o greșeală de neiertat, a presupus soacra. Cumva, Valentina nu s-a gândit la asta. Iar dumneata ai dreptate, este ceva în asta. De ce nu mi-am dat seama până acum? Dar tot nu pot să înțeleg un lucru. De ce ar scrie Ludmila despre ceva ce nu s-a întâmplat? Irina a recitit scrisoarea încă o dată și a spus: Mi se pare că fiul vrea astfel să dea un indiciu. Și dacă se ajunge la asta, ar trebui să studiem restul corespondenței. N-am să te deranjez și nu e cazul să te grăbești. Pur și simplu citește cu atenție și încearcă să găsești răspunsurile. Când soacra ei a plecat, Valentina s-a plecat asupra scrisorii și s-a pus pe gânduri. Să o cred pe soacra mea? Dar ce dacă ea din nou mă îndepărtează de direcția corectă? A doua scrisoare a deschis-o abia peste două zile. În tot acest timp s-a gândit la ce ar putea însemna cuvintele Ludmilei despre acel copil. Să fi fost oare Dumitru cu ea și aceasta să-l fi născut? Instinctul îi spunea să o caute pe această femeie. Dar ce i-ar fi spus dacă s-ar fi întâlnit? Valentina nu s-a putut abține și a început să citească. În scrisori erau numai senzualități și declarații de dragoste și urări de noroc. Nu existau nicăieri informații despre locul unde se afla Ludmila. Așa o impresie că Dumitru a inventat totul și și-a scris singur aceste scrisori. Timp de mai bine de o săptămână, femeia a pus cap la cap toate gândurile din corespondență. A fost dificil, pentru că în fiecare mesaj intonația prezentării era complet diferită și tot mai multe elemente noi. Un singur lucru nu s-a schimbat, este vorba de menționarea copilului. În ultima scrisoare, Ludmila a fost cea care i-a mulțumit pentru sprijinul material. Dar cum ar fi putut să o ajute dacă Valentina se ocupa de toți banii? În acea zi s-a dus la casa de la țară să ia puțin aer. Dar acolo a trebuit să se confrunte cu faptul că soacra ei lucra asupra straturilor. Când a văzut-o pe Valentina, a întrebat-o, ei bine, ce acolo cu scrisorile? Mi-am încordat și eu puțin creierul și mi-am amintit că fiul meu a venit pe 3 septembrie, dar eu nu eram acasă. Și am aflat despre asta de la vecina mea, care tocmai îl văzuse pe Dumitru cu o altă femeie. M-am gândit și eu că poate a adus o rudă dar vecina m-a asigurat că i-a dăruit flori și a sărutat-o. Valentina a fost șocată de ceea ce a auzit. De ce aflu asta abia acum și nu în timpul vieții soțului meu? Irina a vrut să o liniștească. În schimb, acum îi este mai ușor fiului meu. Nu va trebui să-ți dea explicații. Deci, ce spun? Întrebările oricum au rămas și cineva trebuie să răspundă la ele. Nora aștepta o explicație. Soacra nu avea niciun motiv să ascundă ceva. În orice caz, nu avea niciun rost. I-a spus Valentinei că în ziua aceea Dumitru adusese o femeie. Firește că intrase în apartament cu o cheie de rezervă. Când Irina a auzit despre asta, primul lucru pe care l-a întrebat a fost, ce va spune Valentina? Cum îi vei explica totul? Dar fiul nu a vrut să raporteze și a cerut mamei sale să-și vadă de treaba ei. De ce ai păstrat tăcerea atât de mult timp? A întrebat Valentina. Mi-ați ascuns aventurile lui. Dar deja nu se mai poate face nimic. Nu-l poți întreba acum. S-a scuns în lumea cealaltă. De parcă ar fi știut că valul de înșelăciune va ajunge și la mine. Ei bine, e prea târziu să te plângi. Spune-mi, ți-a lăsat vreun document? Parcă nu. La mine nu are unde să ascundă. Dacă ai timp, revin o mâine. Iar acum poți să te duci acasă. Mă descurc și singur aici. Mulțumesc copiilor tăi că și-au făcut timp să mă viziteze. În toată agitația asta, Valentina uitase cu totul de mama ei. Direct din sat, s-a dus să o vadă. Antonina era acasă. Fica mea, de ce nu mai poți respira? Ai fugit sau ce ai făcut? Valentina a clătinat din cap. Nu, doar că aveam atâtea de făcut încât îmi era greu să respir. Nu o să-ți vină să crezi, dar am aflat de curând că Dumitru m-a înșelat cât a fost în viață. Știam eu că asta se va întâmpla într-o zi. A spus mama nu e treaba mea, desigur, dar răposatul ginere a venit odată cu o altă femeie. Știu asta, a întrerupt-o fiica acesteia. Dar stai puțin, de unde ai luat această informație? Păi, mi-a povestit chiar el. Nu am văzut-o pe femeie, dar pot să te asigur că, dacă Dumitru a mărturisit ceva, atunci este adevărat. Apropo, și soacra ta știe. Dacă nu ai vorbit cu ea, întreabă ce documente a lăsat în urmă. Ginerele meu mi-a spus că a ascuns documente importante de mama lui. Valentina nu putea să creadă, dar soacra mi-a spus că nu are nicio ascunzătoare. Soacra ta este un maestru al dezinformării. Îți va spune orice și tu vei crede. Ar trebui să te duci să o vezi din nou, a spus mama. Valentina era pe punctul de a pleca, dar apoi mama ei și-a amintit. Stai, i-ai citit scrisorile? Nu înțeleg. Și de unde știi despre ele? S-a mirat fica. Dumitru mi le-a arătat, dar nu le-am luat în serios. Am crezut că glumește, iar când am aflat adevărul, mi-a fost teamă să-ți spun. Pe atunci, soțul tău era deja bolnav. În fine, nu e nevoie să-ți povestesc restul istoriei. Cunoști deja finalul. Acum, Valentina știa chiar mai multe decât atunci când citise prima dată scrisoarea. Se pare că soacra și mama ei au ținut-o în întuneric în tot acest timp. Dar de ce și cu ce scop? Valentina era cât pe ce să părăsească apartamentul, când, deodată, Antonina a spuse: "A lăsat un copil acolo, iar soacra ta are acasă niște copii ale unor documente. Și, apropo, există și o adresă. Dacă o vei găsi, vei afla tot adevărul." După aceea, Valentina nu a mai amânat să meargă la soacra ei, iar a doua zi era deja la ea acasă. Ca și data trecută, aceasta a spus că nu știe nimic. Apoi, Valentina însă și a început să examineze apartamentul și, după o jumătate de oră, a găsit chiar ascunzătoarea. Irina nu mai avea unde să se ducă și și-a scos de la gât funia de care atârna o mică cheie de la ascunzătoare. Valentina a deschis-o și-a scos hârtiile. Printre copiile rapoartelor medicale se afla o adresă scrisă pe o bucată de hârtie. Dacă mi-ați fi spus totul mai devreme, nu ar fi trebuit să citesc aceste scrisori. Răspunsul se afla la suprafață. Dumneata și mama mea știați totul, dar ați tăcut. Voi merge la acea adresă și voi afla totul. O zi mai târziu, Valentina avea un bilet de tren. Știa exact ce o aștepta acolo. Pe lângă adresă, ea citise și rezultatele medicale. Așa că înțelegea în linii mari că o anumită fată avea probleme de sănătate. Valentina se grăbea, pentru că trebuia să-i vadă pe acei oameni de dragul cărora Dumitru se străduise și chiar o trădase. Drumul ei ducea spre un oraș mai îndepărtat. Tocmai acolo călătorise soțul ei, iar fica lui locuia acum acolo. Ea nu le-a spus nimic copiilor săi, pentru că aceștia să nu-i ceară să meargă cu ea. Pe drum, Valentina se temea de un singur lucru. Dar ce dacă acea Ludmila se va dovedi brusc a fi o persoană agresivă, pentru că în scrisori nu și-a dezvăluit caracterul? Probabil că ea ar putea face un scandal. Dar s-a dovedit că nu a fost așa. Ludmila nu mai era în viață. Oare a murit și ea de boală? Se pare că au fost atrași împreună de o nenorocire comună, care a dus la nașterea unei fete. Dar nici ei nu este dulce acum, pentru că este invalidă din copilărie și nu se poate mișca decât încet. După moartea mamei sale, nu mai are practic nicio rudă. Toți locuiesc departe, doar bunica ei o ajută. Dar ea este bătrână și nu o poate vizita des. Pe fată o chema Maria. Acesta era numele pe care Dumitru a vrut să-i dea fiicei sale. Valentina a vorbit mult timp cu ea. A încercat să înțeleagă cum avea de gând soțul ei să trateze copilul. Maria a spus că el a făcut copii ale analizelor medicale și a promis că va găsi specialiști. Dar nu a reușit, pentru că el însuși a mers la spital și a murit. Valentina nu avea îndoieli cu privire la ce să facă cu fata. I-a propus să se mute în orașul lor, iar ea a fost de acord. Nu avea altă opțiune. În plus, imediat după sosirea ei, Valentina a prezentat-o copiilor săi. De acum ei sunt o familie unită. Fiul și fiica au grijă de Maria. Dar pe mama și pe soacra ei, Valentina încă nu le-a iertat pentru tăcerea lor nemiloasă. La urma urmei, s-au comportat ca și cum această problemă nu le va atinge niciodată. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seară superbă să aveți și toate cele bune vă doresc. Pe curând, papa! Pa.